Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto. Așa cum ați știut, ieri am întârziat puțin mai mult cu video-ul datorită participării mele la o înmormântare și am zis că vom relua să citim ceea ce mi-a scris în video-ul anterior, care trebuia să-l fac ieri. Dar fiind faptul că era atât de târziu, 6 și ceva, aproape 7, am lăsat seara video, am zis că voi citi comentariile voastre în acest video. Așa că încep acest video să-i mulțumesc foarte, foarte mult lui Pur Life pentru susținerea acestui canal, lui Adrian Vasile și lui Mircea. Știu că am făcut-o și aseară, dar este bine să o refac. Să mulțumesc tuturor celor care susțin acest canal și efortul meu de a susține, de a face tot ceea ce fac pentru voi. Bun, Flavian, sper că este așa. Doamne ajută, mulțumesc frumos. Mihai Dumitrache, mulțumesc pentru analiză, într-a lung, veterum. Ok, foarte bine faci. Paternele bullish le cauți doar în trend bullish, nu intrați în trend bearish, așa cum am făcut cele 3, din nefericire, cele 3 lecții. Bogdan, să-l ajut cu analiză pe Bitcoin pe un time frame mai mic, 15-30 de minute. Vom face și acest lucru. Salutare, Răducu, de aproximativ 4 ore aștept să intru long. Da. Uite, o greșeală care am mai spus-o de vreo 2 ori, dar n-ai fost atent, o mai repet încă o dată. Claudiule, mâncați așa ochișorul tău. Am spus, repet și voi repeta încă o dată și încă o dată până toți înțelegeți. În momentul în care vrei să intri pe 4.449 de miliarde de criptomonezi, prima și prima dată, în momentul când ai intrat pe o criptomonedă, te asigur că ai pus stop loss-ul la break-even. Punct. De-abia de atunci te uiți, faci o analiză sau poți să intri pe a doua pereche, pe Ripple în cazul nostru, da? Ai intrat pentru că prima pereche, prima criptomonedă este asigurată, ai intrat din nou long short, cum vrea șfrețelul tău, da? Ai intrat, aștepți ca și această criptomonedă să pui stop loss-ul la break-even, adică la prețul de intrare, da? După ce ai asigurate ambele criptomonezi, te intri și pe EGLD, apoi după ce ai pus stop loss-ul la break-even, aștepți ca prețul să meargă pe direcția ta, muți stop loss-ul și îl pui la break-even și de-abia apoi intri pe DOT, aștepți DOT-ul ca prețul să meargă pe direcția ta, pui stop loss-ul la break-even, după aceea intri pe LTC, da? Am văzut în video de ieri că ai avut treabă cu ceapa măsii. Ceapa măsii este că tu nu ai respectat această regulă pe care eu am dat și în momentul când, din nefericire, Doamne ferește, toate 1, 2, 3, 4, 5 criptomonezi merg pe direcția inversă, da? Faza care tu ai intrat te jumulește la cont. Ceea ce nu este de dorit, nu este înțelept să faci acest lucru, te rog ca de acum înainte să îmi respecti acest sfat. Și am mai spus încă o dată și încă o dată și nu știu de câte 10 de ori am spus pe acest canal, nu vă lăcomiți la început. Știu că vrei să câștigi 7, 8, 10 dolari pe o criptomonedă, oricine faci 50 de dolari, dar piața este mai deșteaptă, mai puternică decât noi. Dacă voi nu înțelegeți acest lucru, sunteți victime sigure, da? V-am spus, noi suntem niște scrumbi, niște cum se cheamă alea, scrumbi, da? Niște peștișori minusculi față de balene, față de cei care sunt puternici și conduc piața. Noi trebuie să ne mulăm după ei, după trend. De aceea cei care au cumpărat strategia, vă mănânc dacă nu-mi respectați primele două reguli din cele 5, da? După aceea, ca și intrare, folosiți celelalte 3. Cea ultima regulă de aur este obligatoriu, dar până atunci respectați primele două reguli. Nu mai faceți prostia să nu mă respectați ceea ce spun eu. Respectați și după aceea veți câștiga. Nu mă respectați, pierdeți. Și nu dați vina pe mine, pe piața cripto, pe Elon Musk,
pe habar n-am, pe tot neamul lor. Bun, sper că ai înțeles, Claudiu, ce am spus. Dacă nu, mai repet încă o dată, dacă nu ai înțeles. Eventual, da. Cornel, mulțumesc, Răducu, spor la toate. Doamne, asta, Cornel, mulțumesc și eu din suflet. Welcome to Paradise Sri Lanka. Ia uite ce nickname frumos și-a tras. Moneda OGN. Mergem la OGN. 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 Asta este. Hai să mergem la ea. Dragul meu, Paradis, nu știu ce ai văzut-o la această criptomonedă. Sfatul meu, stai cu mințel. Stai cu mințel că, din punctul meu de vedere, șansele să coboare sunt destul de mărișoare. Dar prețul nu mi-a trecut de această linie. Și atât cât nu trece de această linie, pot să cred că am această etichetare cu 1, 2, 3, 4, 5, la la la, în jos. Dacă vrei să investești în această criptomonedă, sfatul meu este să te uiți când prețul trece de această zonă și de-abia de aici poți să intri, poți să investești, poți să speculezi, să faci ce vrea sufletelul tău. Da? Pe această criptomonedă. După cum vezi, ea stă din mai, stă pe loc. Ați văzut că sunt criptomonede care a crescut și cu 30, cu 70, cu 100% în 2-3 zile. Dacă această criptomonedă stă pe loc, zic eu că n-are rost. Dar înainte de toate, sfatul meu este să urmărești Bitcoinul. Uite că și aici avem din nou un 1, 2, 3, A, B, C, 4 și din nou șansele îmi arată că prețul, adică analiza îmi arată că prețul, sunt foarte, foarte mari șanse ca prețul să coboare, da? Deoarece nu ar mai fi o treabă, dar știu eu, prea scurt ce să pun 4 aici, să pun 5 aici, ar fi o variantă și aici să avem 1, 2, opa, și de aici să începem să urcăm, dar nu prea ar fi teoretic, dar pot să spunem așa, să iei în considerare și acest lucru și atunci poți să pui un buy stop aici. Hai să arăt exact mai bine aici. Poți să pui un buy stop la 0238 ce-o fi aici. Vezi dacă prețul fie va continua să coboare, fie va urca, atunci vei pune stop loss-ul la această zonă, la minim, și tăi profitul cât mai mult posibil poate să duc. Dacă mergem pe această variantă. Dacă mergem pe varianta cealaltă, vom pune 4 aici și aici avem un ABC. Întotdeauna trebuie să ai cel puțin două scenarii pe o, când vrei să intri în piață. Că altfel piața merge pe celălalt scenariu și de foarte, foarte multe ori prețul pieței se află cumva la mijlocul a două scenarii. Și nu ai de unde știi ce va face piața, astfel încât permanent trebuie să fim precauți și să gândim fiecare scenariu și să vedem la fiecare scenariu unde putem să intrăm în piață. Deci, dragul meu, welcome to Paradise Sri Lanka. Cam aceasta ar fi analiza mea pe această criptomonedă. Mare atenție, nu prea mi inspiră încredere această mișcare laterală din mai, iunie, iulie, august, cam 3 luni de zile. Dar cine știe ce va face piața. Da? Pe termen scurt, repet, poți să pui un buy stop în această zonă, se limită aici și să mergi. Dacă piața coboară, evident, anulăm acest scenariu, da? Dacă piața va, prețul va coborâ, evident că anulăm acest scenariu și aștepți undeva prețul să spargă această zonă și la un moment dat când va face o burtică, când începe să o întoarcă, de pe acolo să te uiți la un long.
Bun. Uite că am răspuns la întrebarea ta, Daniel. Mulțumesc, Răducu, sănătate și împliniri. Doamne ajută, Daniel, și ție, și vouă, și nouă, mulți ani, mulți ani, trăiască. Adrian Vasile, mulțumesc din suflet, Adrian, pentru gestul tău frumos. Dragoș cu celebrului, mersi. Adrian, am prins 15% pe OMG. Puțin câte puțin contul crește. Dragul meu, asta crește în sufletelul, să aud la voi. Respectați-mi regulile care vi le-am dat. Și ușor, ușor, puțin, puțin, asta și vreau. Nu vreau să dați tunuri, pentru că dacă dai un tun și prețul se duce invers, poți să pierzi din cont și ne mai întâlnim poate peste 4-5 luni. Dai vina pe orice, numai pe tine nu dai vina. Sfatul meu este să creșteți puțin câte puțin, să crească 15%, să câștigi 7-10 dolari pe o tranzacție, contul crește. Pe măsură ce contul crește, măriți și voi puțin miza. Contul va crește și mai mult, dar treptat. Imaginați-vă că sunteți pe pământ și vreți să ajungeți, nu știu, la urcați, să mergeți la un bloc turn, da, de 10-15 etaje și liftul s-a stricat, da? Și ce variantă aveți? Singura variantă este să o luați pe scări. Cum sunt scările? Bănuiesc că nu suntem țânțari sau eu știu ce, cum se cheamă ea, canguri să sărim, da? Așa că pas la pas luăm treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Uite ce îmi place acest exemplu. Astăzi sunt înțelept. Da? Piciorul stâng, apoi piciorul drept, pasă următoarea treaptă și încă următoarea treaptă și următoarea treaptă, până ușor, ușor, ușor ajungeți să câștigați sute și mii de dolari pe o singură tranzacție. Dacă acum ai câștigat 7-10 dolari, dacă mergi în cont, în ritmul acesta, încet, dar sigur, și sub îndrumarea mea, evident, poți, ca să spunem, anul viitor să ajungi la sute de dolari pe o singură tranzacție și poate în 2-3 ani de zile să câștigi 2.000-3.000 de dolari pe o tranzacție. Este un vis pe care, este un țel pe care vă sfătuiesc să-l aveți cu toții în minte dacă mergeți pe mâna mea. Același lucru îl fac și eu și nu forțați, repet, nu forțați, nu faceți ca și Claudiu, da, să intrați pe 4-5 odată fără să fie asigurat. Mai era cineva care intra fără SL, cea mai mare prostie a secolului 21, să minte pe cripto fără stop loss. Da? Nu mai faceți greșeli. Liviu, mulțumesc Răducu, mulțumesc și Oliviu. Alice, un trend scurt pe Gala. Astea două le-am făcut aseară și o să mai trecem azi puțin. Mergem la Gala. Hai să vedem ce spune Gala. Gala spune bine, eu rămân cu tine. Pe lângă, mai sunt înțelept, mai sunt și poet acum. Deci, avem valul 5 din Y finalizat aici. Ce mi-aș dori să văd de la această criptomonedă este acest lucru, dar deocamdată mă aștept ca prețul să coboare și apoi să urce. Dați o secundă că fac altceva. Minuiet, punem culoarea albastră, așa cum ne-am învățat, și aici vom pune culoarea verde. Schimbăm gradul. Punem ce punem sub minuiet, evident, schimbăm în culoarea verde. Da, și teoretic așa ar trebui să îmi arate evoluția acestei criptomonezi pe trend ascendent. Haideți să bifez pentru a fi mai ușor de înțeles. Da? Cam așa aș vedea pe această criptomonedă. Iată că sunteți pe graficul de 2 ore. Poți să-l pui și pe o oră, același lucru e. Dar deocamdată aștept ca prețul să mai coboare, poate nu foarte mult. Punem culoarea roșie. Pentru cei care sunt foarte, foarte, le place foarte mult riscul, ar fi o metodă de intrare, o zonă de intrare foarte mică aici, cu un stop loss undeva la minimul care se va crea dacă prețul va mai coborâ, dacă nu sub acest
această zonă, iar take profit o să-l mențineți aici la valul 3 albastru, da? Că după aceea va urma o coborâre, e bine să băgați bani în buzunar, așteptăm corecția, așteptăm finalizarea corecției și apoi țup spre acest 5. Bun. Ana, Freda, bună ziua, bună draga mea, Ana, Mirciulică, mulțumesc din suflet la fel. Dragii mei, am finalizat video care n-am avut timp să-l fac aseară și nu prea avea și rostul. Dar hai să mergem ce mi-a scris aseară la ora 7, cred. Ia uite că Ana, mulțumesc din suflet, Ana, uite că n-am văzut. Mulțumesc din suflet pentru susținerea ta că ai folosit acest butonaș și ai ales culoarea verde, galben și roșu. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Viață pură, mulțumesc informația, am luat și eu lung dimineața aceasta, din păcate nu am putut până la 4 dimineața, acum văd dacă mi-a SL-ul, cumpăr mai jos. O întrebare? Da, sigur că se poate. Da, nu mi-ai scris ce criptomonedă? Da, se poate. Scriem pe acel e-mail și vedem. Nu mi-ai spus pe ce pe criptomonedă ai vrut să intri loc, poate ai și intrat. Mulțumesc mult, ordine sunt că deschise și în creștere, sper să mai urce. Nu știu dacă voi ați citit presa astăzi, acum am deschis și eu, de obicei citesc foarte rapid Mediafax-ul. Iată că se pare că, Doamne ferește, ceea de ce m-am temut, mi-a fost frică, se pare că nu a scăpat. S-ar putea să fie un conflict foarte mare între America și China. Deocamdată văd că americanii nu s-au băgat. Taiwanul a tras cu rachete sinalizare pentru a alunga dronele inamice, bănuiesc cele chineze, evident. Site-ul Ministrului Apărării a fost oprit temporar. Două rachete au fost lansate de China în apropierea insulor Matsu din Taiwan. Deja se pare că... Se pare că, Doamne ferește, să nu apară un conflict care cel din Rusia-Ucraina cred că va fi floare la ureche, acolo mergi cu pușca, cu glonțul, aici numai, deja în război la nivel foarte înalt, cum niciodată n-am avut până acum. Aici nu mai tragi tu cu, nu mai intri tu cu pușca în Taiwan, ci deja se folosesc arme ultra, mega, noi. Și acest lucru poate duce la căderea bursei în America, dacă bursa în America pică, pică și bursele din lume și, evident, și criptomonezile, pentru că am observat că Bitcoinul este strict influențat de piața americană și iată că această știre a venit la ora 10.48, deci acum vreo oră jumătate, și dacă mă uit așa la Bitcoin, cam încep să plâng, pentru că am văzut că ușor, ușor, sau am văzut eu rău, a început să pice puțin, să vedem dacă va trece sau nu de această zonă. Da? Asta dăm zoom mare, mare, mare. Hai să ștergem acest lucru. Sper că ați intrat pe Bitcoin când am făcut această analiză. Unde ești coș de gunoi? Hai să ștergem și acest lucru. Și a făcut treaba. Haideți să vedem dacă prețul coboară, înseamnă, da? Dacă prețul va coborâ, va trece de această linie mai în jos, atunci se va invalida această chestie, vom avea, Doamne ajută, un ABC mai mare și Bitcoinul și toate criptomonedele vor coborâ și de-abia de aici, dacă nu începe un conflict militar în China și totuși doar încordare de mușchi și nu se va întâmpla ceva urât, mă aștept ca piața să-și reia urcușul. Da, hai să curățăm aici. Și să avem această variantă, poate după amiază, poate diseară, poate vom vedea, în special America, la 4:30 când deschide bursa americană, să vedem ce va face Bitcoinul. Ca și idee, ca punct de intrare, este bine să puneți un buy stop aici, ceva de acest gen.
și el se ducă cât mai sus ca și take profit, dar uitați-vă pe platforma mea de Forex, cam așa arată Bitcoinul de 4 ore și tare, aici n-am cum să desenez, ia să vedem, aveam eu o chestie aici, tare mi-este teamă, opa, de ce nu vrei, ia să vedem, folosim o. Așa, aici aveam o jucărie, tare mi-este frică să nu avem această 2, 3, 4, da, 4, cât de, o secundă. Hai mă, ia-l, perfect. Da, înțelegeți voi că este 4 și săgeata va coborâ mult și aici vom pune undeva 5. Este un pattern perfect corectiv acest pattern și să dea Domnul să nu se adeverească acest lucru. Dacă se adeverește, asta e. Noi ne dăm cu trendul, nu suntem investitori. Investitorii vor pierde masiv, cei care au băgat mii și zeci de mii, sute de mii de dolari în investiții în cripto. De aceea nu vă sfătuiesc să fiți investitori, pentru că piața este extrem de volatilă și nu aș vrea. Dacă ar fi așa, ia uitați, am avea, da, un sell stop aici, pac, pac, un sell order, da, sell stop și prețul de ce se poate duce. Nu știu ce va face piața, suntem pe graficul de H4 și așa că noi tranzacționăm pe o oră și acolo cumva suntem foarte siguri că ne dăm după trend. Da, deci aveți, dragii mei, în vedere și acest scenariu. Nu îmi place deloc. Și am repetat acum vreo săptămână, două, când am dat din nou acest scenariu, această creștere pe Bitcoin și aproape cam toate criptomonezile. În mod normal, valul 1, deci aveam valul 5, să spunem că l-aveam finalizat undeva aici, cam așa arăta un val conform teoriei și undeva să spunem că avem 1, 2, 3, 4, 5, da? Valul 3 trebuia să fie ascuțit, abrupt, o creștere destul de puternică zi de zi, nu această lentoare, această somnolență a Bitcoinului. Evident că și aici putem să punem unde ești. Punem valul 1, valul 2, din nou 1, 2, iar 1, 2 sau A, B, C și îi găsim și aici o structură, dar și de aici să meargă în sus, dar nu prea așa ar trebui să arate un val 3, clar. Posibil de acum să fie, știu eu, să avem 1, 2, să avem A, B, C și aici să finalizăm 2-ul și de aici să fie acest 3. Este și această variantă, dar practic preferam și acest lucru, dar această chestie îmi arată mie că șansele foarte mari să fie o structură corectivă și prețul să coboare sunt mari. Bun, vom șterge această mâzgâleală, sper că știu să șterg, ia să vedem, mi-a dispărut, închidem Forex-ul. Da, aici avem varianta pozitivă, optimistă, dincolo v-am arătat-o pe cea negativă. Noi ca trader, repet, trebuie să avem mai multe scenarii în minte. Putem să o confirmare cumva oficială, dacă pot spune așa, a Bitcoinului este când prețul trece de acest nivel de-abia la 25.000 de dolari. Putem să spunem că piața pe Bitcoin s-a descendentă, s-a finalizat și de aici în sus, dar deocamdată vedeți că ea crește, crește, scade, crește, scade, crește, scade. Din acest motiv vă sfătuiesc să tranzacționați pe graficele de o oră, jumătate de oră, maxim un sfert de oră și așteptați să vedem dacă acest scenariu, care din cele două, fie de aici va țâșni, fie va sparge această zonă, va coborâ undeva aici și apoi va urca.
avem două scenarii optimiste și scenariul pesimist este ca prețul să coboare și acest lucru cred că se poate întâmpla cu ușurință dacă apare acel conflict între China, Taiwan. Se bagă americanii, au fost fermi că dacă China atacă Taiwanul, se bagă și ei militar și deja lucrurile se complică foarte mult, bursele vor cădea masiv, deja avem și conflictul cu Rusia-Ucraina, mai mocnește prin Kosovo și acolo un conflict, deja parcă suntem, planeta e un butoi de pulbere, mai trebuie o scânteie și totul să facă bum. Evident că după război sau în timpul războiului începe și criza economică, deja America a intrat oficial în recesiune, așa că lucrurile prea frumoase nu le văd. A, uite că am și pus 4 aici, da? Dar cred că le-am zăpăcit cu celelalte, da? Avem 1, unde 1? Așa, 1, 2, 3 și undeva în această zonă prețul să coboare. Iată că v-am arătat și pe această platformă. Bun. Nu mai știu ce am pornit. Ia uite, mâncați așa ochișorul tău, Claudiu. Am pierdut 21 dolari, mai ales că mă las 3 euro pe una, 2, 3, 4, 5 criptomonezi. Te rog frumos să respecti regula care am dat-o acum vreo, wow, cu jumătate de oră, acum vreo un sfert de oră, cred, și anume, o repet din nou, dacă a intrat prima dată pe AVAX, așteaptă că prețul să urce pe direcția ta, ți-ai mutat stop loss-ul la break-even, da? Și apoi intri pe Polkadot. Prețul, dacă urcă pe direcția ta, la fel, urci stop loss-ul pe break-even și tot așa, la 1, 2, 3, 4, 5. Nu mai faceți prostia să-mi intrați pe 2, 3, 4, 5, 7, 100 de criptomonezi, atât timp cât nu le-ați asigurat, astfel încât dacă prețul coboară, să nu vă ia SL-ul la toate 5, că altfel pierdeți banii. Și repet, Claudiule, nu vă mai lăcomiți la bani, că ajungeți la cuvintele mele. Eu mă bucur că voi faceți greșeli, că nu mă ascultați, pentru că dacă voi nu mă ascultați, o să păziți ceea ce eu v-am avertizat că se va întâmpla, ceea ce s-a și întâmplat. Ai pierdut pe 4-5 criptomonezi și nu trebuia să faci acel lucru. Repet, nu mai forțați. Am spus, luați o criptomonedă, analizați-o, faceți ce vreți voi, intrați pe ea, aveți curajul să intrați, așteptați ca prețul să meargă pe direcția voastră, ridicați treptat stop loss-ul, tâc, 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 până îl puneți la break-even, l-ai asigurat, ești în free trade, poți să faci ce vrea mușchiul tău, vrei mai mulți bani, cauți o altă criptomonedă, ai intrat pe Polkadot, tot la fel, aștept să meargă, dacă prețul coboară, îți ia SL-ul, asta e, dar nu mai intrați pe 2-3. Odată până și cele anterioare nu le-ați asigurat, astfel încât să nu pierdeți niciun ban. Nu mă ascultați, eu vă dau din experiența mea de 15 ani pe Forex, unde acolo este la fel de rău ca pe cripto, poate chiar mai rău pe Forex, dar acolo e o nebuneală completă și dacă nu reziști, nu respecti regulile, ești mort în prima secundă, da? Așa că spre că numai Claudiu, cât și toți care îmi urmăresc acest video, sper să învățați această lecție, această regulă care am dat-o de multe ori, dar cred că pe o ureche a intrat, pe alta a ieșit. Da? Aveam o profesoară de matematică în liceu, și că, bă, voi prindeți greu și uitați repede, în loc să fie invers. Da, o dulceață de profesoară. Bun, Vlăduț, ce spun de Kia Network? Habar n-am, Vlăduț, hai să scoatem ghiocul. Kia. Nu, este pe Binance, dăm un click pe ea, dăm pe Daily să-mi fac și oarece idee. Bun, să spunem că avem un 5 aici, mergem pe 2 ore. Trebuie să pun eu 4, nu? Da, mergem 4. Măi, că... Ia să vedem că am uitat, scuze. Unde ești? Unde ești? Vlăduț?
pare foarte bună această criptomonedă, îmi surâde, bine, eu nu am pe Binance, că eram și eu cu cepele pe ea, îmi place această criptomonedă, poți să te gândești la un long, după ce prețul trece de această zonă, am putea avea această etichetare 4, 5-ul aici, minuiet, albastru, hai să debifăm, asta vreau de fapt, da, și de aici o săgeată verde, deja ușor încep să mă alerge la culoare roșie, da, ceva de acest gen. Pentru că aș spera eu că valul 4 s-a finalizat și am greșit. Da, nu contează. Ah, ce nu-mi place să fac chestiile astea. Dat o secundă că fac o prostie. Cobor în gradul, schimbăm culoarea și acum este mai ușor. Unde este valul 5? Punem 5 aici. Hai să-l punem aici. 3 mai jos, 4 mai așa, da? Hai să și bifez, unde ești? Opa! Perfect! Da, ceva de acest gen aș vedea eu pe... Aici putem să punem și un ABC frumos, să dea bine, schimbăm. Ia uite ce deștept sunt. Deja a trecut 32 de minute și n-am apucat să analizez ziua de astăzi. Cam așa aș vedea, Vlăduț, evoluția prețului pe această criptomonedă. Arată super tare. Sper ca prețul să nu treacă de această linie, să se învârte, să stea în această zonă mișcare laterală, dar ideal să urce, să urmeze acest scenariu și de-abia de aici poți să ieși, că apoi prețul va coborâ. Da, vă pune culoarea roșie, că asta e. Da, Vlăduț, sper că ai înțeles. Bun. Ah, am uitat să mă uit la indicele. Ia să dăm un refresh. Se pare că de ieri până asta a scăzut cu 4%, de la 34% ieri la corecția de azi noapte, de astăzi, și ferească Dumnezeu de problemele din Taiwan. Asta ne mai trebuia acum. Da, a scăzut la 30%, ușor-ușor panica. Se pare că ușor-ușor se instalează. Vom vedea, evident, ce va face Bitcoinul, așa cum l-am arătat la început. Bun, mergem mai departe. Ia să vedem, aici YouTube-ul. Da, bun, mult succes cu acest canal. Dragul meu Vlăduț, mulțumesc frumos. Doamne ajută cât mai multă lume să afle de acest canal. Da, eu fac datoria. Fac ceea ce îmi place și da, merge mai greuț față de alții care citesc ziarele și da, nu contează, contează calitatea. Bun, hai să mergem mai departe, da, Claudiu, poți analiza VAC și XTZ, mulțumesc că a anticipat. Astea le-am eu aici, știu eu sigur că le am. AVAX 1.22 astăzi. Nu știu ce am pus eu aici, AC. Ah, mă așteptam ca prețul să urce spre valul B și apoi să coboare pentru a închide valul Y. Da, deci pe termen lung ne așteptam la o creștere. Da, valul A s-a finalizat exact aici. Mergem pe graficul, hai să vedem, de 4 ore.
Vedeți, această căcăială, scuzați expresia, mers în lateral, mă încurcă, că nu-mi place să văd așa ceva. Of, of, ce să vedem noi aici? Poți să aștepți ca să pui un buy stop aici? Unde ești? Să vedem dacă unde ar fi minimul, dacă ar fi aici, și să iei acest long. Dar doar de aici, dacă prețul coboară, evident că vom aștepta din nou reluarea trendului ascendent pe graficul de H1 și acolo să prinzi longul. Deocamdată arată cam ciudățel, dar depinde, repet, de ce va face Bitcoinul. Putem să avem ceva de acest gen 1, 2, 3, 4, 5, 2-ul aici, că avem ABC, din nou iar 1, 2, din nou iar 1, 2 și tot așa. Deci cel mai bine este să aștepți ca prețul să spargă pentru a lua long, fie poți să intri aici la ultimul minim, dar mai sigur la 25-63, cum am făcut eu această, am folosit acest instrument, să vedem, dar eu știu ce va face prețul. Deocamdată, cât prețul stă în această zonă, el stă într-un range, nu sfătuiesc să intrați nici long, nici short, pentru că el va face ca la detectorul de minciuni, va face exact ca la acel detector de cutremur, dacă ați văzut la televizor, face zigzaguri pe aici și nu are rost. Nu avem nimic clar, nu am pattern-uri clare, stați cu minte deocamdată. Șansele de a crește sunt mari dacă stau să mă uit pe, hai să punem 45 de minute, ar fi mari. Iată că avem un sub un val 1, avem un ABC. Haideți să vă și arăt pe graficul de 45 de minute. 2, punem 3, 4, 5. Da, o, știu eu, o intrare mai agresivă, mai riscantă ar fi aici. Unde ești? Și vom pune, da, la 24-26. Stop loss-ul punem undeva la minim, presupunem că dacă va urca de aici, minimul va fi acesta la 22.96-23, da? Și de aici să mergem cu această, cu un take profit foarte mare, ar fi și această variantă. Totul depinde, repet, de ce va face Bitcoin. Pentru cei mai conservatori, care nu vor să riște bani, ar fi fie această intrare, fie aceasta, dar repet, dacă trendul ascendent va începe, cum așa ar fi și firesc, da? Atunci ar fi o idee să încercați acest long. Și parcă mă vrei tu XTZ. XTZ, XTZ. 5.40 astăzi. Ia uite-l ce s-a dus. Mergem pe 4 ore să fac o idee. Exact ce spuneam, ia uite, parcă e un canal, mama lui de criptomonedă, ia uite ce. Da, parcă te îmbie la un short, acesta ar fi un flag, da, din punct de vedere clasic. Da, pattern clasic. Stai departe de această criptomonedă, Claudiule, că nu o face cu ochiul. Vrei o intrare, repet, poți să o pui undeva aici. Și la fel, punem aici. Și Doamne ajută să fie așa. Da? Pui exact aici la 1.87, pui un buy stop, un sell limit, sell stop aici. Da? Este pe graficul de H4. Și Doamne ajută, dar nu văd cu ochi bun această creștere. Asta nu este o creștere de val impulsiv. Eventual pot să spun că am un ending diagonal 5, vom avea un A, B, C,
unde ești, A, B, C, prețul să coboare și de-abia cumva în această zonă el să-mi urce. O să vedeți probabil când voi ține cursul, poate vreodată, nu știu, depinde foarte mult și de voi, că valul 1 are mai multe forme și trebuie luate în considerație în funcție de cum se mișcă piața. Punem și noi așa, schimbăm gradul, schimbăm culoarea, da? Acesta este un val 1 divizat în alte 5 subvaluri. Vom debifa sau lăsăm așa, da? Aș merge pe cea de-a doua variantă, dacă ar fi să o iau din punct de vedere tehnic, și anume, aștept, am pus un ABC aici, cred că mi-a dispărut, să-l aștept din greșeală tot eu, îl mai punem o dată, ABC, 2 undeva aici, ceva de genul acesta, aș vedea cu adevărat. Ah, acesta este fletul, da. Bun, dragii mei, cam așa aș vedea și eu pe această criptomonedă. Sfatul meu, să stați cu minți, să stați departe de ea. Stați cu ochii la televizor, citiți știrile, eu știu. Mulțumesc, Daniel, mulțumesc frumos. Mi-ai scris deja, dar o să-ți răspund. Dragoș, mulțumesc și eu, Dragoș, că dau un like în direct. Apropo de like-uri, vă invit să dați un like la acest video când termină acest voi vedeți acest video, să-mi dați un like, să prindem și noi 100. În sfârșit, parcă, na, 66 nu prea îmi place. Vreau să văd de la 100 în sus. Și dacă tot am ajuns aici, pentru cei care sunt noi și vă place stilul meu, vă invit să vă abonați pe acest canal, apăsând pe acest buton roșu și pe acest clopoțel, pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un video. Cine dorește să urmeze exemplul lui Ana, să apese pe acest butonaș mulțumire, astfel încât, așa cum scrie și YouTube-ul, va arăta susținerea cu o super mulțumire, alegând una din aceste 4 cifre, și după ce apăsați și cumpărați o super mulțumire, apare acolo o animație foarte frumoasă. Bun, hai să mergem mai departe și ne apropiem de finalizare. Așa, mersi. Opa, e acela, am terminat. Ana, bună ziua, bună ziua. Mihai, mulțumim pentru analiză și chiar apreciem faptul că sacrifici timpul pentru a face legat de intrarea mea pe Ethereum cu $19 pe plus. Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Ușor, ușor o să începe să câștigați bani dacă respectați regulile care vi le-am dat și cei cu strategia obligatoriu, cele 5 reguli, că altfel vă mănânc cu fulci cu tot. Haideți să trecem să ne uităm puțin și la Ethereum. O secundă să beau o guriță de apă, că văd că s-a cam uscat. Ethereum. Nimic nou sub soare. Deocamdată suntem short. Punem pe graficul de o oră. Putem pune un buy stop sub peste această linie. Da, să nu mai stăm la această mișcare a lor. Undeva în această zonă, da, buy stop frumos aici, stop loss aici. Da, pe măsură ce prețul va începe să urce, pardon, urcați și voi stop loss-ul. Acesta este break-even-ul care spun. Da, pe măsură ce prețul urcă, voi muta stop loss-ul la prețul de intrare, așa se cheamă break-even în Forex. Eu de acolo sunt crescut, ca zic așa. Și de-abia de aici sunt în free trade, de-abia de aici pot să mă duc să intru pe alte criptomonezi. Nu intru pe alte criptomonezi când toate criptomonezile mele am stop loss-ul undeva în această zonă. Când prețul coboară, vă ia 5 stop loss-uri, te urci pe pereți, cum Claudiu are treabă ceva cu ceapă. Deci, Claudiule, ai greșit 100%. Și repet, mă bucur că greșiți, că astfel îmi
piața îmi confirmă regulile pe care eu le-am descoperit de-a lungul anilor pe Forex. Am fost și eu ca voi și am luat-o rău de tot pe coajă, pentru că acolo, repet, piața pe Forex este extrem de grea, extrem de complexă și fără reguli, fără disciplină ești mâncat. Bun, revenim la Ethereum. Stați cu minței și uitați-vă la această potențială intrare, da? Suntem în valul 4 și așteptăm să urcăm, nu neapărat valul 5 undeva prin această zonă. Voi vă ridicați stop loss-ul pe măsură ce prețul crește. Bun, hai să mai mergem să luăm Ripple, că tot m-a rugat Alice. Am făcut-o și ieri, îmi fac și astăzi. Ops, mergem pe jumătate de oră să vedem ce s-a întâmplat aici. Ah, nu s-a întâmplat nimic, aceeași chestie. Să sperăm că prețul să nu treacă de această linie. La fel, am dat o potențială intrare aici. O ridicăm din nou și o punem frumos aici. Sfatul meu este să puneți un buy stop unde ești. Ar fi o chestie bună aici pentru cei care vor să riște mai mult, pentru cei mai conservatori. Aici puneți un buy stop la una din cele două, stop loss-ul undeva pe aici și cam asta ar fi și pe Ripple, cam și pe celelalte criptomonezi. Faceți o cruce mare să nu se adeverească scenariul pe Bitcoin, care vi l-am arătat pe platforma mea de Forex și acel 4 care potențial putem să fim. Adică varianta down. Bun, dragii mei, au trecut 4-6 de minute. Am zis că sub jumătate de oră, sub peste jumătate de oră mă opresc. Da, să fie un video cât mai amplu și voi să-l urmăriți până la cap coadă. De regulă la un video de 30 de minute, cam 5 minute am media și nu prea îmi place să vorbesc singur, cu atât mai mult că nu respectați ceea ce vă învăț și asta vă costă în buzunar și cumva ne îndepărtăm de țelul meu ca acest canal să fie cel mai tare canal din România de cripto, unde cât mai mulți elevi, discipoli, studenți, colegi, ce vreți voi, ca voi să câștigați cât mai mulți bani și acest lucru să mi-l doresc. Iată că Mihai a câștigat $19, extraordinar de bine. Ține tot așa, Mihai, respectă regulile mele și ai să vezi că dacă faci așa peste un an, poți să ai $190, poți să ai $300 pe o tranzacție și cred eu că 10-12 milioane băgat în buzunar în câteva ore e o realizare foarte mare, dar ca să ajungi până acolo, gândiți-vă cu toții la analogia, exemplu cu urcatul scărilor la un bloc turn. Pe măsură ce urci scările și treci de etaj în etaj, veți câștiga și voi, nu $19, ci $29. La etajul 4 veți câștiga $50, la etajul 7 veți câștiga $84 și tot așa până la etajul 10, când vă ajungeți la țelul în care, domnule, vreau să câștig din cripto $1000 pe o tranzacție de o oră, da? Și atunci aveți un țel, dar pentru acel țel nu poți să faci peste noapte decât dacă dai tunuri, cum a încercat Claudiu și, din nefericire, piața n-a fost de acord cu el, nici eu n-am fost de acord cu el și iată că am mai învățat ceva Claudiu în această zi și repet, ceea ce a făcut Claudiu greșit, să nu faceți și voi această greșeală care am spus. Și evident, încă un coleg, am mai spus la început, nu folosește stop loss-ul, nici nu l-am mai văzut pe aici să-mi scrie. Asta e. Sfatul meu, rugămintea mea este să respectați regulile și încheiem acest video cu rugămintea din nou să îmi dați un like la acest video, să îmi scrieți în comentarii. Vreau cât mai multe comentarii. Suntem, acest video a fost văzut de 366 de oameni, doar 6, 7, 8 și cei mai vechi mi-au scris. Cei noi, dragii mei, aveți curajul că nu vă pap.
nici măcar ochișoriu nu vi-l mănânc, știți bine că este o glumă. Scrieți-mi aici în comentarii cu ce vă confruntați, problemele voastre, idei, nu știu, orice, câteva cuvinte vreau să-mi scrieți până de seară, până mâine dimineață, până de seară mi-aș dori, da, să citesc și eu și să vă răspund la fiecare, da, vreau cât mai multe comentarii să-mi scrieți, sugestii dacă vreți, știu, pe acest canal, intrări, ieșiri, cum gândiți, ce faceți, învățăm împreună cu toții, dacă unul greșește și eu vă corectez, toată lumea să nu repete greșeala, deci aștept să-mi scrieți cât mai mulți, da? Nu numai cei care sunt constanți, cum este Alice, cum e Claudiu, Dragoș. Dragoș, în afară de mersiul, aștept acum, frate, am intrat cu tare, am pierdut, am făcut Andres, nu contează, zim ceva, ești membru vechi pe acest canal, cu state vechi de plată, Cătălin, da, Ana, draga mea, scrie-mi, țâc, pâc, pâc, am făcut Andres, nu știu, scrieți-mi, bună ziua, da, na, cu bună ziua nu câștigi, nu pierzi, doar câștigați experiență. Repet, folosiți-vă acel jurnal în care scrieți, bă, am pierdut din cauza că, cum a fost acum cu Claudiu. Claudiu a intrat pe 4-5 criptomonezi, da, scrie, pe care e pe jurnal, am intrat pe 5 criptomonezi, toate s-au dus, mi-au luat SL-ul, da, ce trebuie să fac, nu exact sfatul care l-am dat eu. Da, m-am uitat să pun stop loss-ul, data viitoare sunt atent la greșeli, sunt atent să pun stop loss-ul. Deschid platforma, da, mă uit să fie la Isolated, să fie la 2X, 3X, 7X, cât tranzacționați voi. Prima dată fac acel lucru. Deci înțelegeți tot ceea ce greșiți, vedeți greșeala, scrieți data viitoare să nu ne mai repetați. Și făcând aceste lucruri, este imposibil să nu câștigați bani. Evident, nimeni nu va promite că nu vă mai lua SL-ul, dar dacă respectați regulile care le-am dat despre SL, risk reward, chiar dacă pierdeți, vă mai ia stop loss-ul, oricum veți fi pe o pantă ascendentă. Bun, mai vedem mâine, eu vorbesc de unul singur, vreau să vorbesc cu voi, aștept comentariile voastre cât mai multe legate de tranzacționare cu bune și cu rele și ne revedem cu bine mâine la o nouă analiză. Toate cele foarte bune!